Vă salut, sunteți la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este psihoterapeuta Dina Demian. Este cofondatoarea editurii Psychobooks. Te salut, Adina, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună, Adina. mulțumesc și <laughs> eu pentru invitație. În prag de anul nou vreau să ne uităm la cupluri, mm -hmm. Adina. Mm -hmm. Sunt foarte multe ONG-uri care atrag atenția că înainte de sărbători sau de sărbători, de revelion, crește violența în familie, în cuplu, violența domestică. Tu ne-ai adus și o carte, cum să îți îmbunătățești relația de cuplu fără să vorbești despre asta. Recunosc că m-a contrariat titlul. Cred. Și am devenit și foarte curioasă. Cum să faci asta când noi vrem să vorbim din ce în ce mai mult? Noi, femeile. <laughs> exact, noi, femeile. Cred că da. bărbații n ar fi de acord cu noi. Nu sunt. Nu Pentru sunt. că pe noi, femeile, vorbitul despre ce simțim ne face să ne simțim conectate. Exact. Pe bărbați nu-i face vorbitul despre ce simt să se simtă conectați. Deci noi spunem, nu mai comunică cu mine. Vreau să vorbim mai mult despre asta și mai mult despre asta și mergem așa după ei prin casă ca să-i urmărim, <laughs> să vorbească cu noi pentru că avem nevoie de conexiune de mm -hmm. fapt. Mm -hmm. Și asta e modul nostru al femeilor prin care ne simțim conectate. Țineți ideea că vreau să revenim așa, la okay. asta. Vreau să ne întoarcem la carte și la ideea de comunicare în cuplu ce înseamnă pentru femei, ce înseamnă pentru bărbați. Se apropie Revelionul, anul nou și Deseori, la evenimentele astea importante, vedem că în loc să trăim bucurie, așteptare, cu emoție pozitivă, trăim tensiune, trăim presiune. E și o presiune din partea societății să trăiești într-un anume fel trecerea asta între ani. Să fii fericit, să ai prieteni, să ai familie, să ai o, o, un partener alături, să ai masa plină, să primești cadouri, să oferi cadouri. E, dar dacă nu se întâmplă toate lucrurile astea la un loc. Ce te faci? Adică sărbătorile sunt cumva și momente cu foarte multă încărcătură emoțională negativă. De mm, ce da. se întâmplă asta? Ai punctat foarte frumos a avea. Mm -hmm. Presiunea verbului ăstuia, a avea. Exact. În zilele noastre s-a modificat un timp, de fapt. Per percepția asupra sărbătorilor. Inițial era partea religioasă, în care mm -hmm. era multă zmerenie. Acolo era despre a fi. despre sărbătorirea nașterii lui Isus, exact. după care consumerismul a comutat mm -hmm. de la uh, zmerenie înspre mm -hmm. a avea. A avea cât mai mult, a avea mm -hmm. cât mai multe bucate pe masă, avea cât mai multe uh, daruri și a oferi, a primi, avea vacanțele de iarnă făcute într-un anumit fel, a avea cât mai multe uh, obiecte și lucruri materiale. Foarte bine ai punctat. Asta pune presiune pe noi. Sunt și familii mm -hmm. în care s-a întâmplat lucrul acesta, nu știu, părinții, dar se certau. Sau exista violență domestică fix de sărbători. Și cumva tiparul la vechi se deschide. Sau poate okay. sunt răni vechi care se deschid, știi, e o vorbă. Dacă vrei să vezi cât de mult ai, ai crescut, ai tot dezvoltat uh -huh. te o săptămână la corect. E gata la o, -o spune. <laughs> da. Oh, oh, da, e o presiune, într-adevăr, pentru că vezi. Ce mai pune presiune pe noi de sărbători e această imagine idealizată și romantizată despre ce trebuie să simțim de sărbători, doar bucurie și fericire asta e și urarea, sărbători fericite, musai, cu orice scop. Uh -huh. Când colo, pentru mulți dintre noi, sărbătorile nu sunt numai bucurie și fericire, pentru că suntem oameni și viața noastră imperfectă de-a lungul anului care a fost și cu emoții negative, e fire să fie și de sărbători. <laughs> nu putem să băgăm într-o cutiuță toate emoțiile negative și neplăcerile și nefericirile să le scoatem doar după sărbători afară. Deci presiunea de a simți numai emoții pozitive, entuziasm și bucurie. Asta e o altă presiune apropo mm -hmm. de întrebarea ta referitoare la presiunea sărbătorilor. Și dat fiindcă pentru unii oameni Crăciunul e și despre pierderi și despre presiunea stresului financiar exact. și despre amintiri dureroase asociate cu copilăria, cum ai punctat mai devreme, mm -hmm. e firesc să existe și emoții negative. Noi ne temem de emoțiile astea negative. Cumva le negăm și copiilor, nu? A, dar Din de ce păcate, ești trist? Da? dar nu mai plânge. Uh -huh. Dar de ce plânge? A, dar nu mai fi furios, că nu e bine să fii furios. Da. Facem asta frecvent. Din păcate. Dacă te duci la un loc de joacă, auzi frecvent, nu mai fi trist, nu mai plânge. De ce ești furios? Nu trebuie să fii furios. Uh -huh. În loc să fie validate emoțiile negative, uh -huh. care sunt atât de fire și de sănătos trăite de fapt, uh -huh. pentru că e furios copilul respectiv că i-s-a întâmplat ceva nedrept din punctul lui de vedere, uh -huh. e trist pentru că ceva l-a făcut să se simtă trist. Adică e foarte, foarte importantă pentru sănătatea psihoemoțională validarea emoțiilor negative, nu doar prea slăvirea emoțiilor pozitive și atât. Ce face copilul cu ele atunci când noi le negăm? Le blochează înăuntru. Da, învață că primește uh, conexiunea care are nevoie ca să supraviețuiască doar dacă le reprimă. Mm -hmm. Asta mai ales băieței. pentru că fetițele tind să fie un pic mai încurajate să exprime vulnerabilitatea, adică emoțiile negative. Dacă se simt rușinate și își pun mânuțele pe ochișori, îngrijitorii tind să meargă să le ofere alinare. Mm -hmm. Pe când băiețelul care se simte rușinat și își pune, la fel ca fetița, mâinile pe ochișori, îngrijitorii tin să-i spună, dar ce ești tu, fetiță? Exact. Da, de, de ce? De ce plângi? Stai că ți arăt eu motiv să-ți fie rușine sau să plângi. Băieții nu plâng. Ah, ce, me ce, mesaj nesănătos. Normal, orice copil plânge, are dreptul să plângă, să exprime vulnerabilitate și suferință și ulterior adulții care exact. devenim avem aceleași drepturi și de sărbători mm -hmm. și în viața de zi cu zi și de anul nou avem dreptul să simțim tot curcubeu emoțional firesc și sănătos pe care noi oamenii îl avem în zestrea noastră genetică. O să vreau să ne întoarcem la asta, la cum ajunge fetița despre care îmi vorbeai femeie și cum e ea în cuplu și okay. cum ajunge băiatul despre care vorbeai bărbat și cum se reflectă ce a trăit el în copilărie în cuplu. Mm -hmm. Da, hai să luăm tensiunea și presiunea asta pe sărbători și dă-ne imaginea realistă a lor ca să luăm și presiunea de pe umerii oamenilor. Ce înseamnă oameni buni sărbătorile? Ce înseamnă petrecerea de anul nou? Cum poate să fie ea în așa fel încât tu să fii în echilibru cu tine? Păi, în primul rând, să te asculți pe tine și să ai grijă de nevoile tale reale. Adică dacă ai chef să mergi la o, la o petrecere de Crăciun cu anumite persoane, să mergi. Dacă mm -hmm. n-ai chef să mergi cu persoanele respective, să-ți permiți și să respecti ce te face pe tine să te simți bine în, în perioada asta. Adică grija față de identitatea ta reală, de tine însuți sau însuți exact așa cum simți tu să petreci, să serbezi, ce-ți dorești tu să petreci în perioada asta și să serbezi. Pentru asta? că de, de multe ori ți se transmite că dacă nu faci ceva într-un anume fel, ești un ciudat. Ești exact. un inadaptat cum să stai acasă de sărbători. Am mai vorbit despre asta. Mm -hmm. E o ciudățenie, nu? <laughs> tu trebuie să ai ceva strălucitor deja programat. Da, uite, aveaul. ul exact. avea ceva strălucitor. Și avea trebuie, ceva trebuie să ai. Parada asta a imaginii, care mm -hmm. e foarte mult alimentată acum de uh, social media unde se pună pozele cele mai uh, grozave, și când noi ne uităm la ele, exact. uh, ne comparăm cu cea mai proastă imagine din mintea noastră. Mm -hmm. Asta creează foarte mare stres când ne gândim, hm, uite, alții ce grozav o duc, și noi nu o ducem așa de grozav nici pe departe, în unele momente, și atunci credem, dacă că suntem niște ciudați, inadaptați, neadecvați, și începem să ne blamăm, și chiar să apară deseori un sentiment al eșecului sau deficienței. Uitându-ne la cuplu, avem așa la capitolul divorțurii, un cuplu din cinci din România ajunge la divorț printre cauze violența fizică, alcoolismul, infidelitatea. România e printre țările europene cu cele mai multe cazuri de violență domestică împotriva femeilor și sunt în creștere aceste cazuri. Hmm. Cum să-ți îmbunătățești relația de cuplu, Adelina, fără să vorbești despre asta, despre asta greu de înțeles pentru femei, poate mai ușor de înțeles pentru bărbați sau pentru ei e un aha, deci se poate și așa. Despre ce e această carte și cum poți să faci chestia asta? Um, o să vreau să răspund un pic la ce ai spus și tu cu statisticile astea, mm -hmm. care sunt într-adevăr îngrijorătoare. Și care în timpul, după, da, după care revin la carte, care într-adevăr în timpul uh, perioadei astea mai stresante pentru noi toți cu sărbătorile, uh, sunt niște criterii care contribuie la violența în familie. Pe de o parte, timpul petrecut împreună mai mult. Nu mai avem mm. distragerile zilnice, că mergem la muncă, că ne întoarcem, că stăm prin trafic și stăm unii cu alții mult mai mult în zilele de sărbătoare și probabilitatea să ne apăsăm butonașe care să ne declanșeze emoțional și să ne deregleze în consecință e mult mai mare. Mm. De stat împreună mai mult timp e un factor predictiv pentru activarea agresivității violenței. Pe uh, cealaltă parte, consumul de alcool e celălalt aspect care contribuie într-un mod foarte important la uh, activarea uh, agresivității și violenței. Și în combinația ăstora a doi, apar călăreții apocalipsei. Uh -huh. Așa se numesc patru comportamente extrem de toxice pe care îi punem în uh, unii cu alții, în discuție, atunci când ne rănim și apar conflictele uh, și violența psihică și fizică. Uh, unul dintre călăreții apocalipsei e nimeni altul decât critica. Mm -hmm. Spunem cu ușurință, ah, iar n-ai spălat vasele, în loc să spunem știi, am agreat împreună că speli tu vasele, astăzi poți, te rog să faci asta pentru mine acum? Mm -hmm. Asta ar fi un antidot pentru critică care ar diminua riscul de a începe să ne uh, certăm. Mm -hmm. Un uh, alt călăreț al apocalipsei, uh, un alt comportament uh, toxic, e nimeni altul decât defensiva. Mm, normal că am țipat la tine, doar n ai făcut ce ți-am zis eu. Bineînțeles că te-am făcut prost, că uh, ai greșit cu lucrul ăla. Mm. Uh, ne asumându-ne responsabilitatea pentru propria noastră greșeală. Adică îmi pare rău că am țipat la tine, punct. Exact. Îmi pare rău că te-am făcut prost, mi-am pierdut calmul, îmi pare rău, punct. Mm -hmm. Asta e un antidot. Recunoașterea propriilor uh, greșeli. Împietrirea e un alt călăreț al apocalipsei, un comportament toxic care contribuie mult la amplificarea conflictului și de, uh, special bărbații. Ei, împietresc. Împietresc, <gânt> da? Ei cred că prin împietrirea asta nu amplifică conflictul, mm -hmm. dar de fapt partenera se simte nevăzută, neauzită, neluată în considerare, lucru care o activează și mai mult și poate continua cu critica, cu reproșurile mai acerb. Antidotul mm -hmm. la împietrire e, mă simt copleșită acum. Te rog, lasă măcar 20 de minute în care să mă reglez și să revenim în discuție. Pentru că, da, cu toții ne simțim uneori copleșiți atunci când ne confruntăm cu comportamente toxice dintre cele menționate. Și, Adriana, ultimul și e cel mai rău. Cel mai rău, <laughs> da, l-am lăsat la urmă pentru că e cel mai rău și nu are antidot. Ăsta trebuie eliminat fundamental. Este disprețul. Mm -hmm. Atunci când devalorizăm, jignim, jignim îl, tratem, îl tratăm pe celălalt fără considerație, îi punem tot felul de etichete, ratatule, imbecilule, grăsano, prostovano. Mm -hmm. Astea sunt comportamentele prin care noi îl devalorizăm pe celălalt și căutăm să ne punem deasupra, moral sau intelectual, lucru, comportament care e cel mai dureros și cel mai toxic dintre toate. Cred că atunci când ajungi la asta, <coughs> e foarte greu să te întorci din nou la grijă și la iubire. Da, și la compasiune și mm -hmm. înțelegere. Asta e fiind uh, cele mai toxice, cum spuneam, comportamente, de refuzat complet, de menținut cât mai departe de noi înșine și de ceilalți. Te ajută ca să găsești răspunsurile astea potrivite și antidotul, te ajută să întârzi un pic răspunsul da. când se întâmplă ceva care simți că, băi, mi-a apăsat butonul, m-a activat, te ajută să ai un delay de câteva secunde foarte bine punctată. Te ajută foarte mult. Mm -hmm. Exercițiile de, re, de respirație, mm -hmm. adică o simplu, un simplu inspir și expir profund, două, ajută să îți dai o mică fereastră între mm -hmm. impulsul de răspuns toxic, care mm -hmm. poate fi, și alegerea. Aleg să am o atitudine sănătoasă ca să-mi crește să obțin de fapt conexiunea pe care mi-o doresc. Mm -hmm. Pentru că nu-mi doresc război. Îmi doresc conexiune, îmi doresc să mă uh, simt văzută, iubită, înțeleasă, susținută. Mm -hmm. Și da, uh, respirația ajută, inspir Câteva profund. Secunde. Mm -hmm. și Ca să te ne poți putem regla. Da, și putem alege uh, în momentul ăla comportamentul sănătos în defavoarea impulsului, care poate fi unul dintre călăreții apocalipsei menționat mai devreme. Mm -hmm. Hai să le dăm o gură de oxigen bărbaților. Așa. Și să le explicăm cum poți tu să-ți îmbunătățești relația de cuplu fără să vorbești despre asta. Cred că femeilor le dau. <laughs> Ca să nu mai presiune. Le dăm, corect. Le dăm o gură de oxigen bărbaților ca să se bucure că pot. Că există să... și varianta asta, domne. Da, da, da. da și Că nu trebuie să fac asta cu orice cost pentru exact. ei. Exact. Și și femeilor că putem diminua din presiunea aia pe care o pun pe bărbați ca să vorbim, să discutăm, să comunicăm. Da. Noi nu mai vorbim. Cum facem asta? Noi nu mai suntem conectați. Asta exact. e, de fapt, mesajul din spatele faptului că nu mai vorbim, că mm -hmm. nu mai comunicăm. Mm -hmm. Ne-am deconectat. Bun. E foarte important să știm că noi suntem uh, foarte vulnerabili, dar la două emoții diferite. Femeile sunt vulnerabile și simt mult mai intens decât bărbații frica. Frica de izolare, frica de a fi rănite, frica de a fi deprivate. Bărbații, în schimb, simt mult mai intens decât simt femeile rușinea și inadecvarea. Încă de la naștere constat, se constată că bebelușii fetițe răspund uh, mult mai accentuat când sunt lăsate singurele Mm -hmm. Și uh, când nu există conexiune, când nu e susținută privirea, uh, bebelușii, fetițe, uh, nu știu dacă ai avut experiența mm -hmm. să, să vezi cum susțin cu foarte, foarte multă ușurință privirea, pentru că asta pe ele le alină. Mm -hmm. Deci ele, pentru că nu au în dotarea fizică capacitatea de a se proteja singure când vine un prădător, Uh, ele au nevoie de uh, conexiunea cu ceilalți ca să poată supraviețui. Mm -hmm. Și atunci, privitul această conexiune uh, intimă care ne face să ne simțim aproape unii de alții, pentru ele este uh, îl fac foarte ușor. Mm -hmm. Băieții în schimb, pentru că ei au această capacitate de a uh, putea să se apere când vine un prădător, chiar uh, de mult, prădătorii erau veneau pe nepusă masă, okay. și bărbații, pentru că aveau nevoie să facă față pericolului cu ușurință, ei au, au reușit să dobândească această abilitate de a, de a fi foarte, um, cum să spun, foarte sensibil la stimulare bruscă ca să poată okay. supraviețui. Okay. Când vine pericolul. Deci orice stimulare bruscă, cum ar fi să vină partenera și să ridice tonul uh -huh. și să zice, ah, da, ți am spus de o mie de ori, cu tare lucru, pentru creierul, lui, creierul unui bărbat va fi dereglant. Adică el se va simți neliniștit, atacat, inadecvat okay. de regulă. Adică hmm, am făcut ceva în regulă nu sunt un partener suficient de bun, nu sunt un iubit adecvat, nu sunt un cap de familie adecvat. Uh, și mi-e rușine. Și mi rușine, da. Sigur. Și pot să ajung și la violență, poate, din cauza asta, nu? Bineînțeles. Pentru că unul dintre răspunsurile prin care uh, ne deconectăm de rușine, pentru că rușine, Adriana, e una dintre emoțiile cele mai dureroase, uh -huh. uh, e și fuge ascundete ascunde-te când simțim rușine, de asta da, copiii da. mici își pun mânuțele la ochi pentru că e, e teribil de copleșitoare pentru creier și pentru corp, mai ales în cazul băieților. Mm. Și atunci, ce să facă partenera ca să nu stârnească rușinea partenerului? Când, Când au o problemă, cum o pot gestiona ei? În primul rând, să știe toate informațiile astea, că e foarte, foarte sensibilă a, a simți rușine și să evite critica, să evite călăreții apocalipsei. Mm -hmm. În schimb, să vină cu... ai transmite ce-și dorește, într-adevăr, ce are nevoie, însă într-o manieră pozitivă. Mm -hmm. De exemplu, aș fi foarte fericită și m-ar face să mă simt iubită de tine dacă mai ține 30 de secunde în brațe. Sau m-ar simți atât de îngrijită dacă ai spălat vasele seara asta când o să ajung eu târziu acasă sau apreciez mult că ai luat um, prosopul de pe jos, știu că ai făcut-o doar pentru mine. Cred că e greu să refuz dacă cineva îți vorbește așa. <laughs> <laughs> și te simți apropiat, mm -hmm. nu te declanșează nicio rușine care să te facă să vrei să fugi și să te ascunzi, cum fac bărbații mm -hmm. uneori când se simt inadecvați, pleacă, se ascund în bârlogul lor, și asta înseamnă fie că se retragă la televizor sau se joacă pe calculator sau mm -hmm. pleacă fizic din, încăpere cu, din încăperea cu partenerele lor. Practic, nevoia primordială a femeii înțeleg, este siguranța. Da, să se simtă... Și bărbații și femeile okay. au nevoie de conexiune. Mm -hmm. Nevoia primordială în cuplu e de a ne simți apropiați și acceptați unii de alții așa cum suntem. Uh, și de o bază a siguranței. Uh -huh. Când ajungem acasă, să ne simțim în siguranță. Și femeile au nevoie de pe siguranță, într-adevăr, ca să se... ele se simt neliniștite când se simt departe de partenerul lor. Uh -huh. Ele când se simt aproape de partenerul lor, se pot relaxa tocmai pentru că, ziceam, de vulnerabilitatea specifică femeii, de a se simți în loc de izolată, conectată, uh -huh. singură, îngrijită, singură, uh -huh. îngrijită vis-a-vis -vis de sentimentele ei, vis-a-vis -vis de uh, interacțiunea cu ea, de a avea o companie bună care să interacționeze cu ea. Și bărbatul ce nevoie primordial are? Dacă plecăm de la ce sus mai devreme cu rușine, are nevoie să fie apreciat, okay. are nevoie să se simtă important și valoros. Și asta e nevoie ca femeile să aibă în minte, cum să transmită partenerilor lor ce își doresc și ce au nevoie, în așa fel încât ei să se simtă importanți și valoroși și apreciați. De ce mai multe ori conflictul apare atunci când <coughs> femeile ajung să ceară ce au nevoie prin critică? <coughs> prin presiunea asta care îi face pe bărbați să pună ziduri, să se închidă, să fugă, să nu mai știe de nimic. Ele nici nu cer ce au nevoie, ele doar critică. Când criticăm, nu cerem ce avem nevoie. Când criticăm, ne concentrăm doar pe ce ne-a făcut celălalt în regulă din punctul nostru de vedere doar pe greșelile pe care ele le face. Lucru care activează cu foarte multă ușurință în bărbați, rușinea și inadecvarea, care îi fac, uh, cred că m-am uh, abătut puțin, îi fac fie să se retragă, fie să scape de uh, rușinea asta care îi invadează efectiv sistemul uh, nervos și fizic. Mm. Pentru multe ore, cortizolul care dă de rușine îi acaparează, uh, să fugă de ea prin agresivitate, prin furie. Și încep. A, nu ești niciodată mulțumită de nimic. Orice aș face uh -huh. uh, nu-ți convine. Și apropo de violență, ei fiind înzestrați uh, cu capacitate fizică de a lupta mai mare, pot să uh, uh -huh. atace și verbal, și fizic pe lângă verbal. Pentru că vor să fugă de rușine prin... Uh, Violența. prin uh, furie. Prin furie. Nu vor intenționat, așa se întâmplă în sistemul lor nervos. Nu e o decizie conștientă. După a devine însă un automatism, într adevăr, că uh -huh. așa am învățăturii și cu cât aplic mai mult un comportament nesănătos, cu atât mai puternic și generaliza, devine acel comportament sănă, nesănătos. Și ar putea spune femeile acum, da, dar critic și sar la atac pentru că m-am săturat, pentru că nu comunică, pentru că nu vorbește, pentru că nu știe, pentru că nu mă mai iubește, uh -huh. pentru că nu mai mi-aduce flori, pentru că nu mai e la mine, pentru că nu mai e romantic, etic și lista poate să continue. Ce îi răspunde femeii care îți dă replica asta? A spune că înțeleg care nevoie de conexiune cu partenerul ei și că de mult timp uh, probabil nu s-a mai simțit conectată. Pentru că, uite, florile sau uh, o cafea sau un ceai, sau o pătură caldă când ești, uh, când ești bolnav, e un gest de conectare. Uh -huh, uh -huh. Și ele se simt într-adevăr uh, deconectate când justifică critica, deși Observă că, continuând să critique, lucrul ăsta nu-i face pe ei să le aducă flori, să le îmbrățișeze, să le spună: Îmi pasă de tine, te iubesc, de fapt, chiar dacă mă retrag în burlogul meu uneori, mm -hmm. chiar dacă sunt copleșit de frica de a nu avea eșec la muncă, și vin acasă și mă retrag, nu interacționez cu tine, nu te ajută uh, cu treburile casnic. Casnice nu înseamnă că nu te iubesc, că îmi pasă de tine, dar ăsta e felul meu de a face față emoțiilor mm -hmm. mele. Mm -hmm. Și acum aș vrea să ne întoarcem mm -hmm. la ce spuneai mai devreme, la cum, ce sunt învățate fetele de mici, ce sunt învățați băieții de mici, cum sunt educate fetele, cum sunt educați băieții și ce ducem din copilărie în cuplu și ducem nesănătos, într-un mod nesănătos. Mm -hmm. um, păi, fetițele sunt învățate că dacă exprimă vulnerabilitate, primesc alinare. Cum spuneam mai devreme, îngrijitorii merg și le spun, sunt aici, e în mm -hmm. regulă, validează mult mai mult exprimarea vulnerabilității, plus că dat fiind și contactul ușor pe care fetițele îl au privitul și îl susțin. Mm -hmm. Ei sunt îngrijitorii, sunt mai predispuși să le susțină privirea și se să topesc, le observe. Se topesc. Le observă. Exact. Și spun, vai, cât de drăgălașă mm -hmm. ești, ce frumos și că ești, ești o scumpă. Uh, și atunci ele învață că primesc alinare, în general, când exprimă vulnerabilitate. Și lucrul ăsta se întâmplă, Adriana de la femeie la femeie. Uh -huh. Adică femeile uh -huh. sunt foarte pricepute pentru că au crescut, li s-a comunicat, uh -huh. uh, au comunicat astfel de mesaje, sunt pricepute să ofere. Exact. Celorlalte femei când vin cu vulnerabilitate înspre ele, uh -huh. validarea emoțiilor, au wow, îmi pare rău că treci prin asta, cred că ți e greu. Sunt aici cu ce te pot ajuta. Uh -huh. În schimb băieții în schimb, băieții sunt descurajați, din nefericire, să exprime vulnerabilitatea, și ajung să creadă că doar dacă o reprimă și o ascund, pentru că sunt inadecvați, dacă mm. o arată în exterior, pot primi alinare și acceptarea de care, așa cu toții, avem nevoie. Sunt slabi, nu? Dacă arată vulnerabilitatea. Exact, uite o etichetă foarte mm. comună. Ești slab, ești pampălou. Ești slab, ești pompălău. Mesaje mm -hmm. care activează fix predispoziția înspre vulnerabilitatea de a simți rușine a băieților, adică sunt inundați de rușine, se simt inadecvați cu orice astfel de, de etichetă și tind să reprime și să se retragă. Și nici ei nu vor ști, bărbați devenind, să exprime emoțiile pozitive. Nu? Da, le va fi greu. Mult mai greu decât le e femeilor, într-adevăr să ne vorbindu-se cu ei în felul ăsta, ne spunându-se des îngrijitorii, nu le spun, sunt mândru de tine, mm -hmm. ce minunat ești, fiul meu. Sau, mm -hmm. Nu aud asta des. E foarte greu să poată transmite partenerelor lor astfel de mesaje. Ești frumoasă, ești deșteaptă, îmi place mult de tine. Și Nu înseamnă că nu simt lucrurile exact, astea, doar dar că le... Nu le spui Exact. Și întorcându-ne în cuplu, cum, le, cum ajungem cu toate aceste etichete deja puse în cuplu? Ce învață, uite, într-o familie cu copii? Ce învață băieții de la tații lor, văzându-i așa cum sunt, cu ce au învățat ei și cum au învățat să fie? Ce învață fetele de la mame? Învață de la tații lor. Că e foarte ușor pentru ei să interacționeze cu obiecte neînsuflețite. Mm. Pentru că bărbații cam asta fac. Mm. Sunt foarte pricepuți la gestiona mm. uh, obiectele și băieții asta învață. Și mai învață ceva. Că nu trebuie să facă nimic pentru relație, că face femeia totul pentru ei. Mm. Pentru că observă. Cum mama merge în repetate rânduri înspre partener, înspre tată, să se conecteze cu el. Ea face eforturile, având nevoie de interacțiune, exact. ca să se simtă apropiată. Tot merge, tot merge, tot merge înspre, mm -hmm. înspre tată și băieții învață că efortul pentru relație îl fac femeile. Și că nu trebuie să facă prea mare lucru. Iar fetele asta învață și ele de la mame. Învață, într-adevăr, observându-le cu câtă ușurință socializează cu rudele, cu la cumpărături când merg cu necunoscuții. Învață abilitățile astea de interacțiune și de socializare și le însușesc. Și învață, într-adevăr, și că e nevoie să depună eforturi susținute pentru a se putea conecta cu, cu partenerul. Practic putem îmbunătăți relația de cuplu fără să vorbim despre asta da. înțelegându-ne reciproc. Bravo, exact, exact. Cunoscând aceste diferențe fundamentale între noi, această dinamică frică-rușine, protejându-ne unii de alții față de asta, bărbații căutând să activeze cât mai puțin frica partenerilor de, de izolare și de rănire, adică să și gestioneze furia, pentru că uh -huh. în creierul femeii, instant în momentul în care ridică tonul, partenerul, creierul e invadat de cortizol, cum e când femeia îl critică uh -huh. pe el. Uh -huh. Pentru că se simte amenințată de a putea fi rănită uh, fizic. Uh -huh. uh. Ce le spune, de exemplu, femeilor și bărbaților care, ascultând acum ceea ce discutăm noi, simt vinovăție? Băi, eu n-am știut lucrurile astea. Uite cât de simplu era. La spune că de... nu e vina lor că n-au știut. Că, mm -hmm. din păcate, nu e informația asta pe toate gardurile. Încă. Eu sper să fie la un moment dat. Mm -hmm. Dar că în zilele noastre au cum să se informeze. Uite, citind o carte, mm -hmm. discutând cu un psihoterapeut, uh, ascultând o emisiune despre relații, despre diferențele uh, dintre noi că există sursă mm -hmm. bună și sănătoasă de informare în zilele noastre. Dar în, când au știut, nu e vina lor, exact. de acum încolo ce fac, e responsabilitatea lor ce pot uh, face ca să schimbe comportamentele care au condus la o situație uh, nehrănitoare în relația mm -hmm. lor de cuplu în loc de una hrănitoare. Trăgând linie, vreau să mai știu ceva, pentru că deseori, așa, la trecerea asta dintre ani, ne punem, ne facem un bilanț al anului care se încheie și ne punem așa niște obiective pentru anul care stă să înceapă. Ne aude un cuplu care își dorește schimbarea, își dorește foarte mult să-i să fie mai bine. Ce-i recomanda? Ce-i recomanda acestui cuplu care vrea mai bine, dar în care apar des neînțelegeri? Ce să facă el? Ce să facă ea? Ok. Păi uh, ei, i-aș recomanda să caute să exprime apreciere foarte multă față de el și să ceară ceea ce își dorește în modalitatea pozitivă de care am uh, menționat uh -huh. la început să uh, o impl să-l implice în deciziile ei uh -huh. să îi respecte rutina și să-i permită să-și ia un spațiu de solitudine atunci când are nevoie și îl cere. Să lase să stea, fără să meargă critic cine mulțumit mm -hmm. înspre, înspre el, lase să lase să-și dea un pic de timp când vine acasă, să se regleze înainte să interacționeze și să o ajute, poate, cu ceva din ce are ea nevoie. Mm -hmm. Deci, ei se simt foarte uh, iubiți și conectați când partenerele lor. Le respectă rutina și îi susțin în, în a o avea. Și predictibilitatea, să aibă cheile acolo în locurile în care știu ei că uh -huh. sunt cheile, cafeaua în locul în care se ține cafeaua, uh -huh. micul lor dejun preferat să fie acolo pentru a putea să rămână reglați emoțional cu ușurință. Și Pe, lui? Și lui să vorbească cu ea, să o întrebe, cum ți-a fost ziua? Pot să te ajut cu ceva și să ofere gesturi de tandrețe, să o îmbrățișeze mai des, să o țină de mână, să îi zâmbească, să se uite la ea, să o asculte când exprimă cum a fost ziua ei, mm -hmm. dar să o întrebe cum a fost ziua ei. Părinților de fete și băieți le-ai spune ceva apropo de educație? Cum să începem să ne educăm copiii ca să fim fericiți apoi în cuplu? Da, la spune să facă tot ce ține de ei, să aibă o relație sănătoasă, pentru că asta va fi modelul pe care copilașul, indiferent de ce spunem, uh -huh. că ar îl trebui, va îl va prelua. Exact. Degeaba îi spunem unui copil nu fumă, că nu e bine când eu fumez. Degeaba îi spunem unui copil nu, nu e în regulă să... Critici sau să ridici tonul la mine când eu îl critic și ridic tonul la, la el. Deci în primul rând e nevoie să caute conștient să construiască ei comportamente sănătoase și să interacționeze într-un mod sănătos cu multă compasiune, considerație și respect unul față de celălalt și acceptarea diferențelor dintre noi și respectarea lor.